Amin Plus 80, biostimulator cu 80% aminoacizi liber pentru culturi de excepție. Forța Amin, creștem alături de cei mai buni, prin Patreon Fertilizer. Am revenit în direct. Până să discutăm despre deficitul ăsta de balanță comercială, vroiam să-l întreb pe domnul Haller, ținând cont că e un producător nou pe piață, cum ați fost primiți cu produsele dumneavoastră și care e modalitatea de a comercializa. Mi-a spus că aveți deja niște contracte în derulare cu câțiva agenți mai micuți din zona Brașov și nu numai, dar presupun că și către marile magazine vă veți îndrepta cu produsele dumneavoastră. Promovarea am început în etape. Sigur că prima etapă a fost partea asta de degustare, de a veni spre publicul consumator cu produsele noastre, atât din lapte cât și din carne. Am organizat aproape în fiecare săptămână astfel de întâlniri, de degustare. Am participat la tot ce se poate ca și expoziție la nivel de România. N-am fost prezenți la Indagra, dar sigur am fost în alte orașe unde cei care au degustat produsele de bălțată românească au spus și ne-au promis că abia așteaptă să le găsească în magazine, deci de acum înainte pot să le cumpere. Parte de promovare o avem și o facem și pe plan extern, pentru că ne interesează niște parteneriate pe anumite produse de nișă pe care putem să le producem în completare la ceea ce vom pune pe piața din România. Marjăm foarte mult și suntem optimiști, și am mai spus-o, având în vedere brandul sub care ieșim pe piață, bălțată românească, produse românești, o să sune mult mai bine în urechile consumatorilor, care va completa calitatea produselor și asta ne face să credem că este un business de succes. Sigur că am aplicat și pe niște proiecte cu finanțare pe măsură 16-4, unde încercăm să aducem un plus de promovare. Nu sunt proiecte ușor de implementat, sunt cu niște ghiduri învechite și cu niște angajați care uneori nu știu să pună în aplicare ceea ce scrie în ghid, dar sigur încercăm să mergem înainte, astfel încât să folosim toate canalele de promovare și să punem pe piața românească aceste produse. Câți fermieri trăiesc după această afacere? La câți oameni, practic, putem spune că le asigurați pâinea prin laptele pe care vi-l dau? Așa, la un simplu calcul, sunt vreo 300-400 de familii care sunt membri în cooperativa Ches di Lacto și pe parte de carne avem cam până în 20 de fermieri care îngrașă animale pentru sacrificare. Deci un număr suficient de mare de fermieri. Ne dorim să mărim acest număr de fermieri care să vină spre noi, fiind motivați și de prețul laptelui, pentru că 2,3 lei este un preț foarte bun. Este oricum o perioadă în care prețurile la poarta fermei ar trebui să crească, pentru că lapte tot mai puțin o să existe în această perioadă în ferme. Deci avem suficiente motive pe care le acordăm fermierilor ca să devină partenerii noștri. Dacă vorbeam de deficitul ăsta, domnul ministru secretar de stat, cum putem să înțelegem noi ca și simpli consumatori? Zicea domnul Mocanu că aproape de 3 ori mai mult vine din afara României. Înțeleg că și lapte importăm într-o cantitate suficient de mare, nu mai vorbim aici de carne de porc și alte produse. De ce am ajuns practic să fim dependenți de aceste importuri sau să vină atâta marfă din străinătate în condițiile în care se poate produce aici în țară? Domnul Ovidiu, suntem într-o piață liberă, o piață comună. Dacă
apare vin, să zic, pe piața românească, înseamnă că există o cerere. Noi, prin politicile pe care le facem, trebuie să ne echilibrăm, într-adevăr, balanța comercială, zic eu, în totalitatea ei, dar nu pe sortimente, că nu ai cum. Și v-aș da un exemplu. Avem un deficit care adâncește deficitul de 1,7 miliarde de euro, aproape. Sunt produse care nu se sunt produse importate, da, care nu se produc în România. Piața cere. Dacă cere piața lămâi și nu se consumă cătină de la noi, n-avem ce să facem. Adâncește deficitul. Noi trebuie să optimizăm, din punctul meu de vedere, să optimizăm sectoarele unde noi suntem performanți. Unde suntem performanți? Dacă mergem, și trebuie să fim realiști, dacă mergem în port, în portul Constanța, toată lumea cere, nu găsește unul să-și ceară salam sau făină sau pâine nu știu de care, îmi cere grâu și porumb și orice așa mai departe. Bun, atunci noi trebuie să optimizăm și să intervenim unde să intervenim? În procesare și în zootehnie. Pentru că procesarea și zootehnia, dacă îmbunătățim procesarea, ajutăm zootehnia, sunt cele două sectoare care absorb ceea ce noi producem. Și automat, ulterior, putem să vindem cu valoare adăugată. Dar piața nu poate să intervin, piața să îi spun eu la distribuitorul X să nu mai importe vin din Argentina. Înțelegeți? Cam asta este ideea. Produsul ecologic, produsul, cunosc foarte bine, lacrimi de lună, produsul ecologic, cum e și produsul tradițional. Apropo, produsul tradițional, ai obligativitate, prin ordinul 724, să-l faci din materie primă românească. Locală. Materia primă românească este într-adevăr mai scumpă, dar compensează prin calitate. La fel, păi, una e să faci producție de vin în serie și alta e să faci produs ecologic. Știu foarte bine că a fost într-un an când domnul Mocanu a pierdut toată recolta. N-a avut absolut nicio recoltă, tocmai pentru că ține la calitate. Produsul ecologic înseamnă foarte tare calitatea, la fel și produsul tradițional. Nu poți să te atestezi cu un produs, să-l faci tradițional și ulterior să intervii asupra calității, pentru că îți pierzi credibilitatea în piață, ba încalci și legea. Balanța comercială se poate și eu am încredere că se va corecta. Cel mai mare deficit îl avem pe carnea de porc. De ce pe carnea de porc? Ne-a lovit Dumnezeu cu pesta porcină africană. Măsuri s-au luat. Acum, vedeți dumneavoastră, e o contradicție. Dacă vrei să ții neapărat să reglezi balanța comercială, o poți face cu cei mari. Complexele mari, centralizate și așa mai departe. Dar ce te faci cu tradiția românească? Când omul întotdeauna și-a crescut. Nici și-a crescut porci în gospodărie. Nici Uniunea Europeană nu înțelege acest fenomen. Dar noi românii trebuie să-l respectăm, până la urmă e tradiția noastră și trebuie să fii destul de echilibrat să îmbini una cu alta. Am înțeles că s-a lucrat foarte intens și s-a inventat chiar un vaccin. Vom vedea. Probabil ANSVSA-ul, domnul președinte Bociu, la timpul respectiv ne va informa. Dar este o soluție. Până la urmă, nu putem să rezolvăm pesta porcină africană fără un vaccin la ora actuală. Ministerul Agriculturii investește. Avem programul de reproducție la porc și pasăre. O mare parte din balanța pe minus, din balanța comercială, o reprezintă materialul biologic, purceii pe care îi cumpărăm din afară ca să-i creștem în România. Și am început ca și program cu reproducția la porc. Avem deja proiecte semnate pe 56.000 de locuri de scroafe. Necesarul României ar fi de 200.000. E un pas important. Programul merge în continuare. În condițiile în care ne vom atinge numărul de scroafe,
cu siguranță vom regla și balanța comercială. Să știți că piața la ora, și vă spun în cunoștință de cauză, piața cere carne românescă. Carcasa de porc românesc este cu aproape un leu mai scumpă decât carcasa din import. Am mai venit și cu măsura de limitare a adaosului comercial în perioada aceasta, și ceea ce intră din import și nu intră nu suferă un proces de transformare, de tranșare, de abatorizare sau ăsta, va avea un adaos de 5%. Comparativ... Ajută sau vă încurcă măsura asta, domnul Halep? Categoric că ne ajută. Orice măsură care aduce un plus este un ajutor. Nu, dar mă gândesc la plafonarea prețurilor la anumite partea de produse de bază. Acum, pe produsele UHT sunt mai puțin încadrate în această plafonare, dar sigur, este bine pentru consumatori. Vă dau eu un răspuns clar. Producătorii români nu au 20% adaos comercial. Pentru că în industria alimentară, precum și în agricultură, dar mai ales în industria alimentară, rata profitabilității este foarte mică. Cine se încadrează pe 4% la sfârșitul anului și vorbesc de net-net, este un manager bun. Deci n-ai cum să ai 20% adaos comercial, nu ți se vinde, nu înglobează piața. Rămâi cu marfa nevândută. Deci plafonarea prețurilor la ora actuală are un rezultat pozitiv. Și o să vedem și în apropiere de sărbători. Da, așa este. Au scăzut acum vânzările, cum simțiți? În general, nu prin măsurile astea, se simte o recesiune economică? Un procent mic, da. Într-un procent mic, da, sau într-adevăr s-a simțit. Sperăm că în perioada, și probabil în perioada de post, acum vor mai scădea, pentru că oamenii se pregătesc de sărbători, își mai țin banii la pregătiți pentru cadourile și produsele de sărbători. Așa cum spunea și domnul Simion, într-adevăr, noi ca și producători nu avem adaos foarte mare. Adică 20 plafonarea vis-a-vis de plafonare nu e un impediment sau o problemă pentru noi, pentru că într-adevăr, mai ales, și acum vorbesc foarte mult de produsele atestate tradițional, produsele care unde implică foarte multă manoperă. Adaosul nu este de 20%, pentru că într-adevăr, latura umană, manopera costă foarte mult. Și atunci, dacă într-adevăr noi, ca și facem o analiză clară la cheltuielile directe, indirecte și neprevăzute, vedem că la final, într-adevăr, nu depășim 20%. Vreau să discutăm și de partea asta de cash, că la un moment dat s-a tot pus în dezbatere prin diverse spații publice, dar o să facem după 10 secunde de publicitate această discuție. Suntem partenerii fermierilor care își doresc produse de calitate pe gustul consumatorilor. Un pas înainte cu ajutorul produselor Seminis, Copert și Agritecno. Bun, am revenit în direct. Vă întrebam un pic până în publicitate dacă a fost oarecare v-a bulversat așa mai mult ce s-a discutat cu cash-ul ăsta și cu cât se poate cumpăra cash, cât se poate prin Da, pe noi ne-ar fi afectat foarte mult, pentru că avem și partea de distribuție. Având o flotă mare de mașini, de 20 și ceva de mașini, gândiți-vă că numai un șofer, în condițiile în care într-o zi avea o pană sau trebuia să cheltuie, nu reușeam să ne încadrăm într-o 1000 de lei. Într-adevăr, a fost o decizie bună să se revină la normal, la ce era înainte, pentru că altfel ar fi fost un dezastru, plus că timpul acordat acestei situații să analizezi când ai o flotă de mașini, când ai nu știu câte magazine, era foarte greu de gestionat. Deja eram atât de speriați încât nu știam ce o să se întâmple. Dar a fost o decizie bună de a reveni la
varianta veche. Domnul Mocanu, pe dumneavoastră vă impacta într-un fel? Eu cred că pe toată lumea ne impacta, fiindcă nu toate persoanele știu să folosească sau au un card ca să poată să plătească cu cardul sau prin bancă. Sunt persoane care sunt în vârstă, sunt persoane care nu au cunoștințele necesare și îi obligai ca să devină dependenți de copiii, nepoții sau alte persoane să poată să facă tranzacții. Cred că este foarte bine că s-a revenit, fiindcă un om vrea ca să cumpere o sticlă de vin de la mine. Nu cred că îi trebuie neapărat cunoștințe sau bagă mâna în buzunar, plătește și pleacă mai departe. Și în afară de asta, eu n-am înțeles totuși de unde toată bătălia asta pe cash, pe... Până la urmă, banul este o proprietate și omul cred că este liber să folosească ce dorește el. Am înțeles, pentru combaterea evaziunii fiscale. Să găsească statul alte metode de combatere a evaziunii fiscale. Eu am înțeles că în Franța a început ca să își revină plățile cu cash, a dat seama că nu poți ca să restrângi libertatea omului. Și acum a început să crească din nou folosirea cash-ului. E foarte bine că... Da, este, pentru că, eu vă spun din propria experiență, sunt foarte mulți angajați mai în vârstă care au refuzat cardurile. Adică ei doresc banul cash. Din motive, din vari motive. Da, pentru că vor să simtă banul, poate că nu se descurcă, într-adevăr, cum spunea și... Nu, dar să vă spun cazuri concrete. Că nu au cum. Mă scuzați. Sigur. Eu am angajați care trăiesc pe datorie, pur și simplu. Ei le-am dat banii astăzi, s-a dus și în parte banii la dat de unde își cumpără produsele și luna următoare toată lumea trăiește la caiet. Pur și simplu, când i-am dat banii, el vrea banii cash ca să ducă să-și plătească datoriile, nu poate să-și plătească cu cardul. Nici nu vrea ca să-i pun banii pe card. El îi are de împărțit. Da, acesta este un caz aparte, să zic, cu plata pe caiet, că e mai greu ca în ziua de astăzi să mai întâmple lucrurile astea, dar, v-am spus, sunt reticenți în modul de a folosi cardurile de... Și v-am spus, varianta a fost foarte bună să revină la ce a fost înainte. Pentru că și bătrânii au aveau de suferit, dar și noi ca firmă, gândiți-vă, exceptând persoanele fizice, ca și persoană juridică, atunci când ai un business destul de mare, nu poți să gestionezi ca să folosești doar 1000 de lei cash într-o zi. Întorcându-ne un pic la cei de la Hărman, la Bălțată Românească, având aici și pliantul ăsta, mă gândeam că ați reușit să îmbinați, practic, de la furcă la furculiță, într-un fel, lanțul alimentar. Laptele e produs de către animalele crescătorilor, iar dumneavoastră, prin asociație, reușiți să-l și procesați. În momentul ăsta, cred că la nivel național nu sunt foarte multe asociații care se pot lăuda cu astfel de investiții. Nu știu dacă mai există. Sigur că noi am mers chiar mai departe de treaba asta și am investit în genetică. Activitatea principală a asociației este de a conduce și menține registrul genealogic pentru rasa Bălțată Românească. Asta înseamnă că ne preocupă ca să ameliorăm rasa Bălțată Românească. Cred că trebuie să existe o aplicare foarte atentă a Ministerului Agriculturii pe această latură de a susține programele care înseamnă folosirea biotehnologiei de reproducție, și aici mă refer la transferul de embrion. Sunt proiecte pe care ar trebui, pentru că sunt bani puțini, cu un efect foarte mare. Și dacă Ministerul Agriculturii va înțelege că cu un număr mic de animale, dar foarte performante, va obține aceeași cantitate de lapte ca
de la un număr mare de animale, dar neperformante, sigur că vom putea să rezolvăm și acea problemă a forței de muncă cu niște investiții și tehnologizare într-un număr mai mic de ferme, dar foarte performante. Am propus anul trecut un proiect de lege, dar s-a oprit, din păcate, la Camera Deputaților. Poate de acum înainte se va redeschide sau se va scoate din sertar acel proiect, pentru că este un proiect care, în două cuvinte, înseamnă cu o investiție de 20 de milioane de euro pe 5 ani să obții în fiecare an un număr foarte mare de animale cu valoare genetică ridicată, ceea ce, așa cum am spus, poate să aducă un randament foarte mare. Ne-am implicat pe tot lanțul, partea de genetică, partea de creștere, partea de sacrificare, partea de procesare și partea de desfacere. Este un lanț care este pentru fermieri și cu fermierii, dar în același timp deservește și familiile fermierilor și nu numai. E un proiect de țară pe care ne place să-l spunem, Bălțată Românească, Produse Românești. Ne mândrim cu acest brand și mi-ar place ca Ministerul Agriculturii să acorde mai multă atenție a tot ce înseamnă produse românești, în special Bălțată Românească. Da, cunosc, are dreptate domnul Haller. Prin genetică putem să rezolvăm foarte multe lucruri. Într-adevăr, numărul de bovine matcă a scăzut considerabil, dar producția a crescut. Și asta nu poți să o faci decât prin genetică. Ceea ce spune dumnealui de transferul de embrioni, știu și am participat la o dezbatere în Senat vis-a-vis de proiectul de lege. Nu știam că s-a blocat la Camera Deputaților, nici nu cred că s-a blocat. Probabil așteaptă să-și intre în... Nu Ministerul Agriculturii poate să legifereze și sau să se substituie Parlamentului. Mi-ar plăcea ca tot ceea ce ține de performanță, de genetică, avem nevoie de și schimbările climatice, dacă le vreți, dacă vrem să le și să fim corecți în mediul vegetal, în culturile vegetale. Nu poți să o faci sau să le combați. Schimbările climatice deja n-ar trebui să vorbim la ce va fi. Ele sunt, trebuie să ne adaptăm noi la ce schimbări avem și trebuie să intervenim prin cercetare și inovare. Genomica este soluția la momentul de față. Da, sigur, nu contează unde s-a blocat proiectul, important este să meargă înainte, important este să se adopte această lege și să își intre în vigoare. Din păcate, statul român prin Ministerul Agriculturii finanțează o grămadă de proiecte care sunt absolut niște minciuni, sunt neperformante, sunt bani aruncați pe geam. Mi-ar place să avem o dezbatere și cu directorul general de la Agenția Națională de Zootehnie, să vorbim concret și punctual pe ce înseamnă banii aruncați pe fereastră, dar într-o altă emisiune, poate și cu participarea reprezentanților Ministerului Agriculturii, Direcția de Zootehnie, pentru că sunt lucruri care se întâmplă și sunt bani care pot fi direcționați pe alte proiecte punctuale cu un efect mult mai mare pentru beneficiul țării. Bun. Luăm pauză, ne întoarcem după și o să discutăm și despre Invest Alim. Poate domnul Aurel Simion, secretar de stat, mai reînnoiește odată pentru cei care nu au fost foarte atenți la acest program, principalele lui caracteristici, cui se adresează și cum poate fi accesat, dacă tot vorbim despre investiții care se pot face în momentul de față. Pauză și revenim.